Bună ziua! Ați fost invitați în ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 17 februarie 2023 cu următoare ordine de zi. Deci pe ordinea de zi avem 10 proiecte din care primul proiect a fost retras, rămânând. Primul proiect a fost retras, bugetul local la fel a fost retras, rămânând 8 și proiectul 7 privind majoritatea. Da, nu, ăla nu l-a retras. Excedentul. Excedentul nu are aviz, ăla trebuie să-l votăm. Dacă nu are aviz, nu se poate primi o secretară de ordine de zi. Comisia juridică nu numește impotența legală, nu a putut fi luată în lucru. Dar de probată nu putem încălca legea aici, sunt o grămadă de persoane cu responsabilitate și nu ne aflăm acum să ne putem. Da. Deci, o să vă dau citire ordinii de zi. Proiectul de hotărâre privind actualizarea nomenclatorului stradal al Comunei Tambăr, județul Bacău. 2. Proiect de hotărâre privind participarea UAT Tamaș la elaborarea studiului de oportunitate reglementată serviciului de documentație de atribuire în vederea delegării serviciului de gestionare a câinilor un proiect care a fost refuzat de Consiliul Local și care reapare pe ordinea de zi. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare în cadrul proiectului HUB de servicii. 5. Bugetul local care a picat. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului aici, nu știu, aici îl retragem. Nu are aviz, nu poate să-l pună pe ordinea de zi, nu trebuie să-l retragă cineva. Deci, nu are aviz, deci o secundă, interpretați-o voi. Conform articolul 136, alineatul 8, litera C, avizele Comisiei de Specialitate ale Consiliului Local au caracter consultativ. Dar nu este aviz. Mă lăsați să vorbim. Înțelegeți, știm asta. Avizele sunt cu caracter consultativ. Dacă există, da, mergem mai departe. Dacă există, nu, poate să meargem mai departe, dumneavoastră hotărâți. Deci este consultativ. Dacă cineva a omis... Domnul secretar, încărcați legea gravă. Hai să spun picul ce spune. Acolo spune clar, la sigur, nu... În situația în care... Legele pe care trebuie să le dacă mai vorbim peste mine... Domnul Toma, vă rog... Domnul Toma, lăsați să spun punctul de vedere. Spun punctul meu de vedere. Deci, până a fost în serviciu. Credeți-mă. Aveți voie să vă reclamați. Deci... Nu mai vorbiți peste mine, noi îmi exprim pe procedură. Da, dumneavoastră, să vorbiți, domnul Toma, vă rog, vrea o opinie juridică. Haideți, deci, opinia mea, în calitate de secretar, este aceasta, este consultativ. Dacă e da, dacă nu, dumneavoastră hotărâți la mic la vot. Interpretarea în plen, dacă cineva nu îl dă, din greșeală, nu dă, deci nu îl dă nici da, nici nu. Din reavoință, nu dă nici da, nici nu, este ceeași treabă, este consultativ. Poate merge la vot. Aceasta este părerea mea și eu zic că este corect. Dacă aveți altă părere, aveți voie să aveți altă părere, are și domnul tot. Eu respect, dar a mea este asta, nu am citit de lege. De asta hotărâți mai departe. Deci, să înțelegeți că acum ar trebui supus la vot, dacă rămâne pe ordine. Dacă rămâne pe ordine de zi sau dacă nu rămâne. Deci, dumneavoastră, peste tot, vă spune clar în lege că proiectul trebuie să tot. Un anumit tot de documente. Documentele respective nu mai aveți răbdare, mai am două proiecte și nu pun la vot dacă... Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al unității administrativ-teritoriale din Comuna Tamaș pentru SC Compania Regională Apă Bacău S.A. Adunarea Generală Acționarilor, reprezentantul, așa. Și ultimul proiect privind diverse, cu care am început, care de-a venit ședința. Acum, supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Ce facem cu punctul? Atunci trebuie să o luăm pe puncte. Da? Proiectul numărul
domnule. Pe puncte, da. Nu. Pune, supune la vot întâi punctul respectiv, punctul 6, cine este de acord, cine este de acord, după aceea e ordinea de zi. Deci ce să le iei pe toate de acord? Bă, ce e incidental. Legal, se supune la vot. Și când se ajunge la proiect, se supune la vot, dacă... Domnul secretar, nu vă învață primarul. Deci se poate, se poate și acum, se poate și atunci, nu prevede legea. Ba da, prevede, domnule. Prevede, prevede. Vă rog să nu vorbiți pe asta la nimeni. Domnul secretar, dacă e în logica asta, să zicem că mergem așa, că urce, urce, dacă nu. Am putea să nu mai dăm niciun aviz. La nimeni, bine, și noi mai să ne punem la vot și gata, de ce nu mai adunăm. Punem așa, deci logica asta, mergem pe logica asta, nu ne mai intrăm în comisii, punem totul la vot, care merge, merge, care nu. Deci legiuitorul ce ne-a făcut, de asta au și spus, fac comisii. Dar ați citit la o ședință anterioară, ne-a spucurat noastră, că, zice, proiectele se pun pe ordinea de zi, doar dacă sunt însoțite, nu sunt însoțite. Nu vă mai adresați pe ei. Da? Vă da, dumneavoastră, domnul Toma, vă rog. Nu considerați că noi bate cu câmpie aici, venim doar ca să... Spune la vot proiectul numărul 6. Dar respectați legea, nu vă bate niciun de oameni de vot. Faceți tot felul de documente și după aceea luați banii și cheltuiți cum vreți. Da, în acest moment am dat de ședință, nu accesul fiu jignit de domnul consilier Toma. Este interpelare, nu este o jignire. Da. O rămas pe registrare. Nu ați spuneți că nu trebuia vizit. Unde e registrare? Unde ați spuneți că nu trebuia vizit? Vă rog să vorbiți frumos, frumos. Domnul secretar, vă rog. Voi vă vorbesc. Mergeți și citiți în lege, să vedeți. Există comisii de disciplină. De aia trei comisii, de asta sunt trei comisii. Nu se poate. Da, da, da. Atunci, domnul secretar, dar nu se poate ține. Exact, citați-o, domnul președinte. Și țipați la dumneavoastră, dar nu mai țipați aici. Eu vorbesc ca să se audă pe registrare, domnul primar. Domnul președinte, noi îl propunem pe domnul Toma să părăsească reședința. Ca să putem să mergem noi mai departe. Dar nu aveți voi. Nu asta mea. Prima dată se ia reședința, domnule, măi, mine e eu, dar după aceea... Da, 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 o faceți pe abia șef, nu știți. Domnul președinte. Să punem la vot. Vă ascult. Domnul Bucur, ascult opinii. Ce facem în cazul ăsta? Nu am citit degeaba la comisie. Da, nu am în cazul ăsta. Ce să facă, domnul? Vă să pleci. Deci, suspendăm ședința pentru... N-am discutat ieri pentru o jumătate de oră. Prezideți, dacă nu se respectă. Da, proiectul de hotărâre numărul 10 privind majorarea unui procent de 10%, nu într-o lege de aminte. Îl supunem la vot când o fi. Când îi vine rândul. Și nu îl supune la vot acum, domnule, ca să putem să aprobăm ordinea de zi. Supunem la vot astea două, acum să dezbatem pe ordinea de zi, care e paritatea, care e bușă, care e comisia juridică stabilește pe legalitate. Nu învățământul, nu nimic altcineva. Deci supun la vot. 9 și 10. Scoase? Proiectele 9 și 10. Deci proiectul 9. Da? Și 10. Exact. Cine este pentru? Deci 9 este cel de la cu nimic. Cu excedent. Cu excedent. Excedentul. Deci vorbiți de cel cu excedent. Cu excedent. Recetatul 6 pe rând, ca să nu-i încălcăm. Numărul 6. 6. 6. A, așa. Bugetul. Cu bugetul. Exact. 5, 6. Cu bugetul, mă, cu excedentul 6. Excedentul, cu bugetul scos. Bugetul. Și excedentul. Nu, 6. 6. La noi sunt da, proiectul numărul 9. Proiectul numărul 9. E proiectul numărul 10. 9 și 10 am dat așa. Pentru utilizarea da. Deci proiectele 8, 9 și 10 fiecare parte. Lați-mi că privind proiectul, privind așa, privind ca să fiecare parte. Proiectul de hotărâre numărul 8 privind aprobarea bugetului local. Deci ăsta nu are vizul. Propunem retragerea lui. Cine este pentru? Nu
Lasă, trebuie să supuneți ordinea de zi. Și ordinea de zi, acolo, spune așa în lege. Vă citesc din nou. Domnul secretar se asigură și informează președintele ședinței care proiecte întrunesc condițiile legale. Cele care nu întrunesc condițiile legale, nu ce căutăm pe ordinea de zi. Punct. Pe ordinea de zi, acum care întrunesc? Faceți ordinea de zi, cuprindele, cuprindele. Citiți pe toate zile și o să vă arunc după ce citiți care nu au oameni. Da. Asta. I-am citit. Dar deci unul e de tras de tot. Recunoaște. Da? 5, 6 și 7. Cred că astea au rămas. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local. Asta nu le trag. Eu, ca inițiator, le trag pe ordinea de zi. Proiectul numărul 8. Proiectul de hotărâre numărul 9 privind utilizarea excedentului bugetar. Retras. Vedeți, domnul primar, tot când ați și singur. Aici, când faci legea, nu poate ceva să încerca cu ofensa. Ați citit pentru legătate. Da. Deci proiectul numărul 9 privind utilizarea excedentului bugetar din anul precedent. Și numărul 10, proiect de hotărâre privind majorarea cu un procent de 10% a salariilor funcționari publici, a aparatului așa, de specialitate al primarului Comunei Tamaș. Avem avize? Avem avize. Deci nu era la toate și o să vă amuzat sfârșit. Proiect de hotărâre numărul 11 privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Tamaș pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor AGA. CRAB, nu AGA. Numărul 9, proiect, numărul 12, proiect privind alegerea asta la un fost la diverse ori rămas. La diverse. Față de ceea ce aș fi să voastră. S-a mințit eu. Băi, dar s-a mințit, nu știți ce spune. Omul de tână. Da, se lipifică, se lipifică, mi-i parte la bot, care ne trage, care ne trage. Ascultați-mă că vorbim. Deci domnul președinte ședința, pleacă la pe tot. Conform legii, vă anunț că proiectul numărul 4 a fost retras de cel care l-a depus de consilierul Toma. Da. Deci proiectul 4 retras, da? Da, bun. Facem conform legii. Să mergem mai departe. Da, vă trebuie. Haideți să-mi bună încălare, ca să greșim. Proiectul numărul 8, referitor la proiectul de buget, a fost retras de primar în urma contestației depuse de consilierul Toma și Comisia Juridică pentru nedeplinirea unor termeni de afișare. Și menționați că la Comisia Juridică a fost dezbatere și nu a putut fi luată în loc. Lăsați-o de atât. Proiectul de hotărâre numărul 9, privind utilizarea excedentului bugetat din anii precedenți, nu are nici pozitiv, nici negativ. Supui la vot ăsta! Am anunțat acest lucru. Da. Am anunțat acest lucru că nu are niciun aviz. Deși, vă spun, comisia, toate comisiile sunt obligate să dea cu da sau nu. Dar aici nu există nici cu da, nici cu nu. Mergem mai departe. Proiectul numărul 10. Privind majorarea cu procent de 10% de primul consilier de votat, nu are aviz, nu există aviz nici cu da, nici cu nu, din partea Comisiei Economice, pentru faptul că nu există buget de care să tragem acești bani. Este menționat în proiectul. Deci Comisia numărul 1, care este Comisie Economică, nu a dat nici da, nici nu pentru această treabă. Eu nu mă voi informa și nu mi-a spus că scurtă în funcție. Are avizul de la Comisia Juridică. Te-am spus la care nu are. Celorlalte comisii, da. Da. Atât. Am terminat. Vis-a-vis de aceste două proiecte, deci. Și acum câte ori am spune la votul de dumneavoastră, le puteți lua de care nu au avis deloc, le puteți să avem. Nu-i treaba mea. Vreau să vă hotărâți, să vă consiliere local. Cum veți proceda? Nu este datoria noastră. Ele doar pentru că se supune. Ordinea de zi este un document de sine stătător. În acest motiv se și supune la vot. El, ca să fie ordine de zi, proiectul acesta, e tot un proiect de ordine de zi, trebuie să întrunească condiții de lege. Adică, proiectele care sunt urcate pe ordinea de zi, trebuie să întrunească condiții respective, să aibă aviz. Asta. Bă, dar ce
Nu ne învață primarul ce se face în consiliu. Bun, părerea ta, și ce se face? Deci acum supuneți la votul 3 de zi. Prin alte cămăruțe, și aici în Consiliu noi suntem chemați ca niște făcuși, ca niște marionete, doar să ajutăm și să aprobăm cheltuirea banilor publici. Domnul Tostor, eu pun domnul secretar, domnul președinte de ședință, domnul primar, vă puneți lecțiile la punct și amânăm ședința pentru altă zi. Așa, facem ședința ordinară. Nu, 10 minute o putem amâna dacă sunteți de acord, ca să întomească proiectul ordine de zi. Dăbuți proiectul în ordine de zi, cu proiectul respectivului, așa e și se face și ședința continuă. Da. Proiectul de zi, ca să știi, domnul președinte, care e ordine de zi, că nu știe care. Îți modificați în toată. Păi, faci ordine de zi, cu ordinea de zi, aceea și o supuneți la vot ordinea de zi. Rămâne la proiect privind nomenclatorul Sărgat, rămâne... Deci la 5. Doresc să citesc că încă o dată ordinea de zi și să anunț care au vizit, care au vizit. Exact, luat ordinea de zi cu proiectele care au vizit. Pentru mine este clar ce scrie aici. Mai citiți o dată. Iau o dată, iau o dată, iau o dată. Ordinea de zi, citiți o dată. Am acord de dumneavoastră tot. Da. Proiect de hotărâre numărul 4. Privind mutarea, relocarea monumentului de efort public, cruce de lege, proape strada colonel Alex Pereț. Și la fiecare am să spun în ce stadiu s-a făcut. Proiectul numărul 4, retras, de inițiator. Bun. Deci, pică și ordinea de zi. Clar, pică și atâta timp, care s-a inițiat, l-a retras. Mergem mai departe. Proiectul de hotărâre numărul 5, privind actualizarea nomenclatorului stradarul comunei Talanși. Pare toate avizurile, este ok. Nomenclator. Bun, la departe. Proiectul numărul 6, privind participarea OAT Talanși la elaborarea studiului de oportunitate de regulare, treaba că câinii care este să respinsă noiembrie, are luat acum, datorită cunoașteți motivele. Are toate avizii, este ok. Mergem mai departe. Proiectul numărul 6 cu câinii. E ok. Mergem mai departe. Proiectul numărul 7, pentru aprobarea protocolului de colaborare în cadrul proiectului HAP Servicii, NMS și NMS, în ceva cu Ministerul Muncii, e vorba de acordarea unor tablete, niște chestii electronice pentru copii. Deci mergem mai departe, are și acesta are avizii. Am vorbit de proiectul numărul 7, da? Ok. Mergem mai departe. Proiectul numărul 8. Din aprobarea bugetului local al comunei Tabașa. Proiectul numărul 8. A fost retras de inițiator. Care este primarul? Așa, datorită faptului că a fost o contestație întemeiată, foarte corect făcută, just, nu avem nimic de comentat. Mergem mai departe. Proiectul numărul 9. Făcute de domnul Toma, consilier, da? Contestați, da. Trebuie să știi. Haideți să vorbim pe rând, domnilor. Haideți să înțelegem ca românii. Numai de asta nu se înțelege nimic. Vorbim unii peste alții. Toți avem legătura cu vânt. Îi respect. Dar respectați-vă pentru voi. Mergem mai departe. Proiectul numărul 9. Privind utilizarea excedentului bugetar de la anii precedenți. Acest proiect nu are avizul Comisiei Juridice, nici cu dar, nici cu nu. Țin să precizez în calitate de secretar că acest aviz trebuie dat cu dar sau nu. În situația în care nu se dă nici cu dar, nici cu nu, este o parte disciplinară a membrilor comisiei care se consideră conform legii că nu și-a făcut treaba. Deci trebuie să fie dar cu nu. Mergem mai departe. Când ajung la proiect, Deci, numai în ideea în care, ca să facem o leacă din ei și să facem ceva treabă astăzi, azi, domnule, nu are aviz, îl lăsăm așa. Primarul care retrage aici. Avizul numărul 9, utilizat excedent. Retrage de primar. Îl retrage dacă depinește aceleași condiții cu următoarea proiect. Corect. Cu excedent. N-are aviz. Cu procentul de 10%. Proiectul numărul 11, proiectul numărul 11, majoritatea cu procent de 10%, depus de către consilierul local Toma, nu are avizul Comisiei Economice din motivul pentru care l-am exprimat mai devreme, nu avem buget. Deci chiar
Toată lumea așteaptă această treabă mărire. Chiar toată lumea mulțumea lui domnul Tomar, se bucură că domnul Tomar vrea să acorde această mărire angajatul unui surprinzător. La angajatul mărire sunt foarte proști. Dar simplu fapt că nu avem buget, nu avem de un simt, nu vine nimeni cu banii și de acasă. Pentru treaba asta, pentru treaba asta, Comisia Economică, de Deținere Economică a Consiliului Local, nu a dat nici da, nici nu. Deci lipsește acest aviz. Numărul 10, lipsește. Domnul Tăma, îl retrageți sau îl lăsați? Nu. Tot poate. Legea ne interzice. Având în vedere, că acest aviz lipsește, dumneavoastră puteți să-l luați în considerare sau nu. Mergem mai departe. Legea nu zice că avize. Cum se trebuie să aibă avize? Proiectul, nu are avize. Proiectul 11. Stabilirea mandatului special a primarului pentru a vota în ședința CAP. Este clar, e o tine, are meritul. Proiectul numărul 12, alegeri președinte de ședință, am făcut-o anterior ca să funcționeze. Acestea fiind spuse, avem o dată un proiect cu nomenclatorul, al doilea proiect cu câine, al treia proiect cu Ministerul Muncii și al patrulea proiect cu stabilirea mandatului primar, la cincilea nu mai numerută, cu alegeri de ședință. Deci avem 6 diverse. Avem 4 proiecte care au toate avizele, pot fi puse în discuție. Deci, încolo nu mai vorbesc cu dumneavoastră, vă sfătuiesc, armat ce este și filmează. Doamne, respectați doar mare, pe ca să ne jignim aici. Foarte urât. Doamne, este foarte urât. Doamne, toți aveți dreptul la cuvânt, doar le vorbiți pe rând, vorbiți frumos, doar le respectați, sunteți cetățenii acestei comuni. Mă mai rușine să vede tot, într-o județă. Eu am și prieteni din Bacău, pur și simplu, nu vreau. Nu se poate așa ceva. Respectați-vă că dumneavoastră, că aici trăiți, aici muniți, aici vă îngropați. Să nu se poate așa ceva. E foarte urât, lipsa de respect. Am terminat. Bun, mulțumesc, domnul secretar. Supun la vot ordinea de zi, așa cum ați o prezentat, domnul secretar. Cine este pentru? Dau cuvântul domnului secretar pentru a citi procesul verbal de la ședința anterioară. Deci, procedura verbală de ședință. În conformitate cu prevederile codului administrativ, articolul 134, litera în baza dispoziției primarului 9 de 9 martie 2023, privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Atent Tamaș, Hățu Bacău, pentru data de 17 ianuarie 2023, a fost convocarea ședinței ordinare a lunii ianuarie. Din verificarea codicii de prezență, rezultă că la ședința de astăzi, din cei 12 consilieri care compun Consiliul Local Atent Tamaș, sunt prezenți toți cei 12 consilieri locali, ședința este legal constituită și pot începe lucrările. Secretarul general de citire, procesul verbal al ședinței anterioare și propune președinte ședință, supune la vot. Președinte supune la vot procesul verbal al ședinței din 21-12-2022, cu următorul rezultat, votul pentru 12, 0 împotrivă, 0 abțineri și nu sunt înscrieri la cuvânt. Președintele de ședință, prin ordinea de zi a ședinței, din datele 17-01-2023. 1. Proiect de hotărâre numărul 019-2023, privind aprobarea planului de acțiuni de lucrare de reparizare a orelor de muncă pe care trebuie să contesteze în anul 2023, beneficiarii de ajutor social. Proiectul de hotărâre numărul 2, privind aprobarea documentației tehnice, economice și indicatorilor faza proiect tehnic de TAC și DDE pentru obiectivul de investiții constituit de 4 milioane în localitatea Tamaș. Proiect de hotărâre numărul 3, privind implementarea proiectului de dezvoltare a serviciilor publice în comuna Tamaș prin achiziție de mutilaje. 4 diverse. Se supune la votul din adesi 12 pentru 0 împotrivă 0 abțineri. Secretarul general precizează, avizele consultative ale comisiilor de specialitate au fost prezente cu următoarele considerente. Comisia 1, avize favorabile pentru cele 3 proiecte, Comisia 2, favorabile pentru cele 3 proiecte, Comisia 3, avize favorabile pentru proiectul de hotărâre la punctele 1 și 2. Consilierii locali nu se află în compatibilitate față de proiectele ordinei de zi. Președinte, în ședința de acord inițiatorul domnul primar Matieș, proiect de hotărâre numărul 1 privind acordarea planului de acțiuni de lucrări. Nu se scrie nimeni la cuvânt, doamna Paula solicită curățarea zonei de la școala Racu. Primarul răspunde, domnul viceprimar va lua măsurile necesare. Se supune la vot. Votul 12, 0 împotrivă, 0 abține.
Proiect de hotărâre numărul 2 privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economice PT, DTAC și DDI pentru obiectivul pavilion. Președinte de ședință întreabă cine se înscrie la cuvânt, nu se înscrie nimeni, se supune la vot 12 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abține. Proiect de hotărâre numărul 3 privind implementarea proiectului de dezvoltare a serviciului public de comunală și achiziție de utilaje. Nu se înscrie nimeni la cuvânt, se supune la vot pentru, 0 împotrivă, 0 abține. La divers. Domnul Toma Petre critică primarul că obstrucționează activitatea Consiliului Local, iar cetățenii așteaptă rezultate la primar. De asemenea, consideră că s-a pierdut bani care ar fi putut fi investiți în comunitatea locală. Primarul răspunde. Mai întâi să se precizeze ce bani au fost pierduți și consideră că ar fi constructivă implicarea mai mare a Consiliului Local. Un milion de euro. Consideră că anul 2023 va fi una foarte grea, dumneavoastră personal va depune un proiect. Domnul Videne, solicită alocarea de fonduri pentru sterilizarea căilor din comun, arată că amenda este de minim 5.000 de lei, se angajează ca microcifarea să se facă tratat. Domnul Thomas, salută inițiativa domnului Videne. Încheierea ședinței, se mulțumește și se încheie ședința. Atât. Bun. Supunem la vot, urmă. Nu, 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 încă dai la procesul verbal. Nu, nu. Mai ești acum, dezbate procesul verbal. Deci am o interpelare la procesul verbal de făcut, dacă nu te luați cu. Cu privire la procesul verbal. Vă aduc la cunoștință că aveți obligația, așa cum zice monitorul oficial local, stipulat tot în OUG57/2019, ca dumneavoastră, toată documentația, inclusiv procesele verbale, trebuie să le aduceți la cunoștința cetățenilor. Deci dumneavoastră dacă, sau persoana care ar trebui să fie propusă din partea OAT Tamaș, ca să se ocupe cu informarea cetățenilor. Vorbim de transparența decizională. Dacă cetățenii nu știu ce decizii luăm, înțelegeți? Se întâmplă ceea ce era să se întâmple astăzi dimineață, când existau înțelegeri undeva în birou pe după uși și aici doar veneam așa și doar ridicam mâinile. Deci vă rog frumos să respectați monitorul oficial local, în care sunteți obligați prin lege să publicați toate documentele. Toate documentele. Inclusiv dispozițiile domnului primar. Deci aveți obligația să le publicați. Să știți că am adunat documentația, s-au făcut probe, nu? Bun, am reținut, domnul Toma, am reținut ce am spus. Mulțumesc. Supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Cine este? S-a abținut cineva? Domnul Toma. Mulțumim. Deci trecem la proiectul numărul 2, privind actualizarea nomenclatorului stradal al comunei Tamaș. Dau cuvântul domnului primar. Să aveți legate cu Articolul 1. Se adaugă strada Vitojului în sat Chetriș și se completează un nomenclator stradal al comunei Tamaș, județul Bacău, conform anexei, parte integrată din prezenta hotărârii. Articolul 2. Se actualizează nomenclatorul stradal comunei Tamaș, județul Bacău, conform anexei, parte integrată din prezenta hotărârii. Și articolul 3. Prezenta hotărârii va fi comunicată primarului, instituției prefectului, județul Bacău și alte instituții interesate și va fi adusă cunoștință conform legii. Strada Viitorului, unde s-au făcut cele trei case pentru persoane cu dezabilități, această dată nu avea o denumire și a fost băgată, li s-a dat o denumire și băgată în momentul la acolo strada. Despre strada e vorba. Dacă vă amintesc că nu preștiinte, la denumirea respectivă, am o întrebare pentru domnul primar și aș vrea să răspundă punctual. Cu cine v-ați consultat? Pentru că legislația spune că în momentul în care vreți să dați denumit sau să modificați denumit, dumneavoastră trebuie să vă consultați cu Consiliul Local să stabilim noi. Pentru că anumite denumiri, mă înțelegeți? Sunt reglementate de lege. Adică, dumneavoastră, cum ați ajuns la concluzia că ar fi bine să fie denumită strada Victoria? Nu știu cum vorbim. Consiliul Local poate nu ești bine, mulțumesc. Da, aș dori să zic că mai de lege care mă obligă să fac asta. După ședință, să vă punem. Ok, aștept după ședință. Ok, după ședință, vă aștept. Dacă mai e cineva, dacă nu e nimeni, propun pentru a vota această lege. Cine este pentru?
abține. Abține, nu, dacă toți au ridicat, vă abține. Nu este întrebați, că nu ne vorbim de la sus. Mai bine, după așa, abțineri și... Abțineri și nu fie dezvoltat. Da. Împotrivă, nici ar potrivi. Deci a fost actualizat nomenclatorul. Proiectul numărul 3 privind participarea OAT Tamaș la elaborarea studiului de oportunitate a regulamentului serviciilor și documentației de atribuire în vederea delegării serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân. Dau cuvântul domnului primar. Articolul 1. Se aprobă participarea OAT Tamaș la elaborarea studiului de oportunitate a reglementului serviciului și a documentației de atribuire în vederea dereglării serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău. Articolul 2. Prevederile hotărâri se duc la îndeplinire de primar prin compartimentul de specialitate. Articolul 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată primarul Comunei Tămaș, compartimentul financiar, contabil, taxe și impozite, adis instituția prefectului județului Bacău și va fi adus la cunoștință publică în condițiile legii. Bun. Aici, dacă avem un scrie la cuvânt. Dacă îmi permiteți, domnul președinte. Domnul Toma. Aș dori, dacă îmi permiteți, ținând cont că avem pe domnul doctor aici, de specialitate, să, cu bunăvoința dumneavoastră, să ne explice, pentru că, sincer, eu nu știu exact despre ce este vorba. Dacă domnul Videne ar vrea să ne spună, ca să ne putem însuși, dacă susține proiectul sau nu susține proiectul. Adică despre ce este vorba, în concret, în proiectul respectiv. Concret vă spun, nu se înțelege. Orice primărie este obligată prin lege să facă public. Fonduri europene, fonduri proprii, sau să facă contract cu un patoc autorizat, hingherii, ca să-i strângă de pe stradă. Dumneavoastră, ca specialist, ce recomandă? Deocamdată, proiectul constă în un studiu făcut de primăria Bacău, pentru zona metropolitană, să vedem dacă se poate sau nu să facă un patoc mare. Eu consider că ar trebui să intrăm și noi în asta, să vedem ce se întâmplă. Deocamdată este în studiu. Da? Dar ai trebuit susținut. Da, deocamdată da. Când o să vină alte probleme, eu zic că nu o să fie realizat eu de primăria Bacău. Adică în o zonă, ați văzut, 30 de comuni, mari, premii în patru. Eu aș recomanda prin fonduri europene să fac patru proprii. Deci considerați că proiectul respectiv a trebuit respins? Nu. Am dat adoptat, și mers etapele care să vină, dar vedem că trebuie să ne întregăm că suntem în zona metropolitană. Și atunci trebuie să fim și noi alături și să vedem. Exact. Mulțumesc. Dacă mai e cineva referitor la acest proiect, domnul primar, dumneavoastră ați vorbit cu domnul care face parte din asociația asta. Adică mare, că și eu am fost prezent la discuții legate de acest proiect. Deci vor să depisteze din toată asociația două, trei comune unde vor să facă patocul ăsta. Deci eu, părerea mea, zic că e bine să-l votăm. Dar e Mioș, am înțeles. Da, unde să găsească ei locul necesar. Dar e Mioș către Andreșești, către parcul acela. M-am zis, e de lungă durată. Da, e de lungă durată. Pentru că sunt 30 comune, adică trebuie să-l facă cel puțin o capacitate de 1000 de câini. Da. Cel puțin. Da, dacă mai avem cineva, mai e cineva care vor să... Da. Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Nu. Cel la proiectul numărul 4, privind aprobarea protocolului de colaborare în cadrul proiectului cu servicii... MSG. Articolul 1. Se aprobă protocolul de colaborare în cadrul proiectului CUP de servicii MMSSS și MMSS Pățmiți 130.963, finanțat din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat, în cadrul programului operațional competitivitate 2014-2020, pentru crearea unui sistem informatic integrat în domeniul asistenței sociale și domeniile conexe.
precum și îmbunătățirea activității serviciului publice de asistență socială la nivelul ATI-TAMAŞ. Articolul 2, prezentă hotărâri se duc la îndeplinit prin primar în compartiment de specialitate și articolul 3, prezentă hotărâri va fi comunicat în primarul Comunei TAMAŞ, compartimentul financiar, contabil, taxe și impozite, instituția Prefectului Județul Bacău, MRI, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bacău și va fi adusă cunoștință publică conform legii. Dacă aveți de adăugat. Domnul președinte, mulțumesc. Cu privire la proiectul respectiv, în primul rând, trebuia aprobat de acum un an jumătate. Toate comunile din județul Bacău deja l-au aprobat. Proiectul respectiv, acronimul acela pe care primarul nu poate să-l pronunțe, se referă la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. De fapt, ce înseamnă proiectul respectiv? Toate persoanele, așa cum am avut discuții, că făcea referire domnul Varvari, cu privire la cei care unii au ajutor social sau asistență socială, vin introduși în banca de date, de fapt asta se întâmplă, și în timp real, inclusiv toți consilierii pot accesa un site special, o adresă de web, unde pot observa în timp real problemele sociale pe care le avem în Comuna TAMAŞ. Mulțumesc. Dacă da. Mai e cineva, domnul primar, dacă vreți. Da, acest proiect a ajuns la noi pe data din 30 ianuarie 2023. Am urmărit înregistrarea acestui proiect. Iar acest proiect, noi beneficiem de crearea unei platforme informatică a asistenței sociale, într-adevăr, pentru, în timp real, a circula informații nou. Mail-uri, dotarea serviciilor publice de asistență socială cu echipament informatice necesar pentru utilizarea platformei informatice e-sistem social. Și achiziționarea echipamente care vor fi dispuse, deci noi încadrăm, sunt 3181 de unități administrative, printre care și noi beneficiem de aceste tablete ca platforme. Da, dacă permiteți, această adresă, într-adevăr, a sosit foarte târziu la noi, la primărie, a sosit chiar cu o zi înainte de expirarea termenului, ar până pe 31 aprilie, și ne cere o serie de documente care noi deja le-am completat. Așa, dar cerea și o hotărâre din Consiliul Local, prin care Consiliul Local TAMAŞ să asocieze în acest program. Am făcut adresă la Ministerul Muncii și Protecției Sociale pe chestia asta, am completat acele formulare obligatorii și am arătat că ședința din Consiliul Local urmează să desfășoare în 10-15 zile. Și pe zi de altă nu putem să primim din moment. Am primit răspunderea Ministerul Muncii pe treaba asta, ne așteaptă 2 săptămâni să trimitem și hotărârea de Consiliul Local alături de celelalte documente completate pentru a nu pierde oportunitatea acestui proiect. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul secretar! Dacă mai aveți cineva de adăugat la acest proiect, supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre numărul 11 privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal. Care a fost retras, ce vreau să a fost retras. Proiectul 11 cu Craga. Da, da, da. Proiectul 11 cu Craga. Cu Craga. Citiți-l. Ăla, de ce vă? Nu, e cu 10% la domnul Toma. La retras. Dar nu a fost retras. Nu e retras. Domnul secretar. Deci ați ciclat că nu se influențați dezbatul din Consiliu. Ajungem iar, de unde am plecat. Încă face proiectul de la 11. Deci la 11, privind, da. Eu m-am găsat pe care legal. Privind stabilirea mandatului special reprezentantul legal al unității administrativ teritoriale Comunei TAMAŞ pentru deci îl puneți la votat pe medii generali la 10. Dar are aviz, este legal. Aici, vă rog să faceți, domnul primar, vă rog să dați citire ce vreau. Cu crabă, da. Suntem la proiectul, domnul președinte, suntem la proiectul cu mărirea majorată de 10%. Nu ați avut obligația să supuneți plenul, pentru dezbatere. Asta va fi și Consiliu, dacă trece sau nu trece. Dar nu vreau să puteți trece peste o secundă, dați-o voie că am prezentat proiectul. Noi suntem în plen. Deci în plen se deliberează. Dacă încălcați
legislația și nu ne dați dreptul ca să deliberăm, înseamnă că noi nu ne justificăm prezența aici. Înseamnă că cetățenii, într-adevăr, au dreptate, că noi venim doar pentru indemnizație. Mulțumesc! Da, cu avizul, da. Aș dori, înainte să trec la proiectul de hotărâre 19, aș dori să citesc articolul 136, proiect de hotărâre al Consiliului Local. La alineatul 6 zice așa, după examinarea proiectului de hotărâre, Comisia de Specialitate a Consiliului Local emite un aviz cu privire la adoptare sau după care respingerea proiectului. Nu fac să nu fiu... S-a emis un aviz. Nu ați emis un aviz la proiect numărul 8, nu ați emis niciun aviz. Nu ați emis niciun aviz. Nu s-a emis. E la timp de acolo. Ok, după aia... Poate confirmat-o în fine ta și doamna președinte la Comisia Juridică. Dacă nu ați emis, nu am terminat. La alineatul 8, zice așa, fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local este supus dezbatere numai dacă este însoțit de... Păi vedeți, păi... Domnule, vă lăsați să vorbesc sau vă obiți în orice. Domnul secretar, că sunt foarte bine să domnul Toma! Vedeți, un pic, ascultați un pic. A, referatul de aprobare cu instrumente de prezentare, raportul de specialitate, așa, alea sunt. Rapoartele compartimentul de rezort, exact astea sunt. În schimb, aici e vorba de avize cu caracter consultativ. Deci sunt avize cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate. Păi și ce? Planează asta aici? E un pic de eliminare. Păi da, dumneavoastră... Asta s-a gândit să fie ei. Dacă... Domnul președinte, dar nu trece cine este proiect. Dacă omul spune nu trece cine este proiect. Păi, supunem la modul. Haideți să judecăm în aceeași notă ambele proiecte. Și proiectul domnului Toma, care, într-adevăr, nu are avizul comisiei economice, dar are un juridic. Bun. Celălalt aviz a primarului, referitor la Bucesă, nu pot greșe, dar se află în aceeași situație de putere juridică al domnului Toma. Tot așa, nu are... Dar nu te știu. Dar eu pe rând. De asta eu vă propun ca dumneavoastră... Nu vă puneți că știi că pe să interpretați această judecată în același sens pentru ambele. Supuneți la vot. Noi suntem în plenul ședinței. Legea ne dă dreptul să deliberăm pe proiect. Da, domnul secretar. Da, pe asta nu știu. Așa. Deci asta cu bugetul local e retras. În calitate de inițiator, vreau să prezint succint proiectul. O secundă și o să vă dau. Domnul secretar, dar s-a citit ordinea de zi. S-a citit ordinea de zi, fac și-o. Am enumerat care le-i. Nu, am enumerat care le-au și care nu au avut. Nici al lui domnul Toma, n-a de zis la poziția. Era prin ordinea de zi. Nici a primat, nu are avizul comisiei judecătorilor. Mai inițiatorul, dragi. Are avis. Nu-i comisia. Păi, nu mai inițiatorul. Dar nu-i posibil că aș încălzat legea. Nu-i dat și ei cum au intrat. Domnul Toma, deci o să supun la vot ambele proiecte. Ambele proiecte. Să faceți și vreți, că e bine. Eu mă refer la proiectul meu. Eu sunt inițiator. Deci proiect de hotărâre numărul 9 privind utilizarea excedentului bugetar din anii precedenți. Deci v-ați estimat la proiectul numărul 9 că a fost retras de inițiator. Când am votat la ordinea de zi. Când am votat la ordinea de zi, a fost așa preluat. Păi, urmați în a salariul funcționarilor publici
a personalului contractual din aparatul de specialitate a privatului comunei Tamar. Aici dau cuvântul domnului Toma să-și prezinte proiectul. Așa că îmi citea celul. Dar nu ați venit despre proiectul meu, asta nu înțeleg. Vedeți ce se întâmplă? Nu, dar eu vreau să menționez procesul verbal. Deci, nu vreau să vă trebuie făcut. Dar s-a votat să ordinea de zi. Domnul Bucurare, și domnul Vitenin la fel. S-a votat ordinea de zi, odată mai revenim. Mai avem două proiecte, nu ne mai putem vedea. Ce-ai văzut mai citi și nu o să scrieți aici de trase de inițiator? Poți să scrieți? Domnul primar! Deci luați vă bate în joc de 3.000 de oameni din comun, luați 200 de milioane pe lună prin indemnizații de hrană și cu vouchere de vacanță. Vă duceți în vacanță pe benzina oamenilor de comuna Tamar. Ei vă plătesc benzina. Vă rog să vă prezentați. Mulțumesc. Să vă susțineți proiectul. Deci cu privire la proiectul care privește majorarea pe 10%, deci, efectiv, noi ne raliem unei obligații legale. Nu e că vrea cineva, că vrem unui consiliu local, ci OUG 168/2022, decembrie, ne obligă, pentru că au fixat salariul la netul, la minim, nimeni, niciun salariat nu mai poate să aibă sub 3.000 de lei, așa, și mai departe, m-am prevalat de legea 273/2006, m-am prevalat de OUG 57/2019, m-am prevalat de HG de ordinul guvernului 611/2008, așa, și legea 53/2003 privind transparența decizională. Așadar, prin adoptarea hotărârii guvernului 1447 din 2022, a fost stabilit salariul de bază minim brut pe țară, garantat în plată, în felul următor. Și acolo este menționat. Pe minim 165 de ore lucrate lunar, minim 18 lei pe oră. Deci sub 18 lei pe oră, niciun angajat nu mai poate să fie retribuit. Domnul primar, luați-l în responsabil local. Deci vă rog frumos. După care, ținând cont de inflația pe anul trecut de 16,80%, deci vorbim de deflator. Deflator înseamnă indicele de preț, deci costul produsului respectiv. Dacă aplicăm 17% de inflație vis-a-vis de puterea de cumpărare, descoperim că o pleiadă de angajați din primărie, care nu sunt de elită, cei de elită au salarii de aproape 100 de milioane brut și ceilalți care sunt de mâna a doua, iau salarii sub salariul minim pe economie. Deci sunt salariați, și vă dau exemple, cu 2100 de lei, doamna Beca, domnul Stoica Marian, etc., care iau în mână 2100 de lei. Asta ce înseamnă? Din 2100 de lei, dacă se aplică inflația pe 2022, descoperim că ei iau un salariu la nivelul lui 2010, de 15 milioane. Noi suntem de bună credință. Avem nevoie de angajați care chiar muncesc și respectă fișa postului. Suntem obligați să îndeplinim legislația 168/2022. Noi nu facem altceva, ci pur și simplu creăm cadrul legal prin care adăugăm pierderea care s-a creat prin inflația din anii precedenți. Mulțumesc! Dacă mai e cineva, domnul Mișcă. Dar eu cred că ar trebui văzut aici, nu? La toți angajații, dacă zicem cu 10%, facem aceeași treabă. Deci ăla care e mic o să rămână cu puțin, ăla care e mare e mai mult. Deci, dacă vreți, deci ar trebui luat o evaluare, un pic Deci ar trebui luat o evaluare, fiecare angajat suntem, ce faci, când așa cu 10%, la angro, deci ăla care are mult, va lua mai mult. Ăla care e puțin, tot puțin o să rămână. Deci nu se rezolvă problema. Dacă îmi permiteți, ca răspuns la domnul Mișca, tot noi decidem, Consiliul Local, în lunile următoare, dacă există un dezechilibru vis-a-vis
că avem doar trei salariați care iau salarii mari, adică salarii de elită. Vorbim de doamna Niculina, doamna Curău și doamna Nechifor Manuela, care sunt la o diferență foarte mică de salariul viceprimarului. Deci, reperul în grila de salarizare, în lege, este salariul viceprimarului. Deci doar trei persoane. Dar dacă dumneavoastră considerați, în lunile următoare, dacă cele trei persoane nu și îndeplinesc atribuțiile de serviciu, nu merită mărirea aceea de 10%. Noi, Consiliul Local, tot eu vin cu un proiect, dacă îmi permiteți, și îl supun dumneavoastră plenului spre deliberare, ca anumite persoane să nu beneficieze de decreșterea respectivă. Dar în prima fază sunt doar 3 persoane. 10% pentru 3 persoane nu este o povară fiscală mare pentru buget. Noi ne referim la ceilalți 14, 15 cât sunt, care de fapt sunt salarii de mâna a doua. Noi îi discriminăm. Și noi, Consiliul Local, trebuie să dăm dovadă de echitate, de justiție și să ne gândim că au copii acasă, au familie, au mame, au părinți și au și ei probleme, poate au rate la bancă. Da, mulțumesc! Dacă președinte ședință solicită să iau cuvântul în această problemă. Încă o dată, exact ce a spus și mai devreme, este binevenită această mărire pentru toți salariații primării, și cei cu salariu minim și cei cu salariu mare. Cu precizarea că cei care au salariu mai mare desfășoară și o activitate mult mai laborioasă, necesită o pregătire și o perfecționare mult mai mare și o anumită experiență pentru îndeplinirea anumitor sarcini de serviciu. Putem compara medii cu perii și alte chestii. În același timp doresc... Domnul Ciclan, nu luați întrebări. Domnul Toman, v-a permis să vorbim? Doresc să vă gândiți la sursa acestor bani înainte de a vota, pentru că nu avem buget. Și dacă votați cu da, noi ne bucurăm, însă v-a rugat să ne indicați și suma de unde luăm bani. Ne-a avut buget, suntem în situația în care doamnele de la contabilitate au comunicat cu Agenția Fiscală la Bacău, dar nu se votează bugetul până într-o anumită dată, cred că 4 sau 5 martie, blochează toate conturile primării și mai primi niciun euro, numai de salarii. Deci asta v-aș ruga să vă gândiți și la sursa banilor și noi ne bucurăm da, să mărești salariile și mai mult de 10 ani. Am terminat. Domnul președinte, domnul președinte, sunt înscris la urmă. Încercui, domnul președinte. La primul rând, domnul secretar, spune o minciună. Nu este adevărat. Vă pun la dispoziție documentația prin care, din nou, se falsifică. Noi avem probleme cu doamna Curău și cu doamna Niculina, care încearcă, efectiv, să caroteze activitatea Consiliului Local. Avem la excedent 1 milion de lei, bani care au fost subilați anul trecut prin diferite tertipuri. Noi, la următoarea ședință extraordinară, putem organiza săptămâna care vine, ședință extraordinară, și dezbatem excedent. Avem 1 milion de lei la dispoziție. Da? Și în legislație zice așa. Vă spun imediat. Indemnizația de bază, așa, obligatorie, conform legii, așa. Deci ordonatorul de credite răspunde în condițiile legii, deci ordonatorul de credite este primarul într-un OAT, el răspunde pentru treburile astea, angajații se pot îndrepta împotriva lui cu plângeri și cu... chemări în instanță, pe civil. Deci, încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin bugetul pe anul 2023. Din acest motiv, când va veni bugetul, noi vom cuprinde și cheltuiala respectivă. Pentru că avem excedentul de 1 milion. Deci avem tot timpul necesar. Pentru că bugetul îl dezbatem la o ședință ulterioară, când am stabilit la Comisia Juridică, că domnul Bucur, într-adevăr, are un amendament. Cu această cale, rog, domnul secretar, pregătiți formularea acela tipizat pentru amendament. Domnul secretar, mă adresez dumneavoastră. Deci, încercați, așa cum vă obligă legea 24/2000, să aduceți documentele la Comisia Juridică. Deci, la următoarea ședință, pregătiți formularul pentru amendamente, pentru că domnul Bucur, deja de la Comisia Juridică, a menționat că are de depus un amendament, inclusiv. Eu am de depus un amendament și solicit colegii care mai au de depus amendamente la bugetul respectiv să le depună pentru a le putea lua în lucru și dezbate, așa cum ne permite legea.
Mulțumesc frumos! Dacă îmi dați voi, domn președinte, legat de bugetul, de excedentul anului, despre excedent, legea 273, articolul 58, linia 1, excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizării în limita sumelor depasate de venituri și al bugetului de stat prevăzute la articolul 6, linia 2, acele exceptate la articolul 6, așa? Deci, articolul 58 zice destul de clar că excedentul se folosește ca sursă de finanțare a cheltuielilor de secțiune de dezvoltare. Nu dacă pentru salariu. Domnul președinte, interpelat la domnul primar, domnul președinte. Un pic să termini, domnul primar. Da, aia, domnul primar. Ați încheiat și domnul primar. Aia, domnul primar, pentru că dânsul dumneavoastră iarăși cu cineva, deci cetățenii. Să vă citeți de aici, domnule. Domnul meu, banii aceia care au fost alocați deja. Diversi, nu este întreabă cu... Ba da, ba da, că suntem pe... Domnul Tomar. Pe Martore, nu mă un pic, doamna. Avem domnul președinte. Dar nu avem buget. Deci cum fi fiind la toate? Când se face bugetul, se cuprinde cheltuielile. Ăștia sunt pași de cap. Deci, dumneavoastră faceți referire, excedentul acela, dumneavoastră vreți să-l dați cu tare și nu mai știu cui 250 de mii de ron, 2 miliarde jumate, trebuie să spuneți. Atunci, banii pe care erau pentru, deja puși deoparte pentru anumite cheltuieli la salarii, mă înțelegeți? Sau la alte investiții, cum ar fi a dat o dispoziție anul trecut prin care ați cheltuit 500 de milioane pe o pompă la after school și am văzut acum că vreți iarăși 650 de milioane să mai luați iarăși o pompă. Dom'le, dacă dumneavoastră spălați bani, sifonați bani prin pompe, avem o dificultate mare. Deci eu vă spun că, întâi, consolidăm bugetul cu 1 milion de ron. Noi dezbatem, cum a spus domnul Bucur, a recomandat, alocăm sumele, noi le alocăm. Noi, încă nu sunt împărțite pe cheltuieli. Deci, bugetul pe care îl avem din defalcări și din impozitul pe profit, domnul secretar a făcut referire, așa este, în 45 de zile, dacă nu se votează bugetul, Consiliul Județean, Direcția de Finanțe Publice, nu mai virează defalcarea respectivă și impozitul pe profit. Dar acela este foarte mic pentru Comuna Tamaș. Noi vorbim de bugetul acela consolidat pe care îl avem din taxe și impozite, adică banii oamenilor pe care îi plătesc oamenii, bătrânii, toți care vă dau banii și voi îi cheltuiți, îi mâncați, mergeți în vacanță pe banii lor. Mulțumesc, domnul primar. Mulțumesc, domnul primar. Deci, o secundă, pompele. Domnul Toma. Pompele, într-adevăr. Să înțeleg că dumneavoastră menționați în procesul verbal că mărirea asta cu 10% va intra în momentul când avem și buget. Exact. Deci când noi vom aloca noi banii respectivi, vom aloca imediat la buget. Pentru majoarea respectivă. Când vom dezbate, alocări bugetare. Vă rog să specificați. Alocări bugetare, noi le alocăm. Nu atunci prima. Vă rog să specificați în procesul verbal. Deci, majorarea cu 10% va intra în vigoare. E, din bugetul 2023. Din bugetul 2023. Ați scris asta în procesul în proiectul? Da, este declarat. Bugetul 2023. Asta mi-a spus și eu. Deci eu supun, am un amendament în care 10% intră în vigoare după aprobarea bugetului. Exact. Aprobarea bugetului. Iar eu am menționat, dacă nu scrie asta, să voteze amendamentul meu. Da? Bun. Cu 10%. E regulă. Iar cu pompile și cu excedentul, ai discuții de diverse. La diverse, de-aia am vorbit de domnul. Aici noi votăm 10%. Nu pentru că dumneavoastră a bani. Am ținut de acolo. La diverse. Domnul Toma, vă rog. De 10% noi votăm 10%. Supunem la vot 10, majorarea cu 10%. Din bugetul pe 2023. Din bugetul pe 2023. Deci cu amendamentul că va intra în vigoare în momentul când se aprobă bugetul. Cine este pentru? Nu. Nu. De ce? Se votează amendamentul. E votat. Bugetul e conform, legii e votat. Dar amendamentul ăsta e când va intra? Va intra în vigoare când se votează bugetul. Exact. Cine este împotrivă? Iulie nu se majorează cu 10%. Împotrivă avem pe cineva la buget, la majorare. Abține? Deci proiectul a fost aprobat. Bravo. Da. Proiectul privind
stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrării Teritoriale pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor SECE Compania Națională Apă Bacău S.A. Deci aici o să trebuiască să delegăm. Dacă permite, domnul primar, să dea domnul doctor un pic să citească. Înainte de a citi proiectul, aș vrea să adaug că nu am intrat pe ordinea de zi utilizarea excedentului doar, și chiar vreau să fie specificat în proces verbal, doar bugetul local, proiectul de hotărâre cu bugetul local. Pentru că am îndeplinit condițiile cum am îndeplinit condițiile. Lăsați și verbal, vă zic. Și menționați. Lăsați menținea, domnule. Ok. Da. Proiectul de hotărâre numărul 11, privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Tamaș pentru ședința adunării generale a acționarilor a SECE Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 27.2.2023. Dacă permiteți, domnul președinte. Aici propunerea de voi. Ați desemnat deja? Aici vreau să citez, dar am fost întrerupt. Articolul Consiliul Local al Comunei Tamaș, în calitate de autoritate administrativă autonomă, deliberativă a acționarului de în SECE CRAP S.A. acordă mandat special reprezentantul său legal adunării generale a acționarului SECE CRAP S.A. să voteze pentru una adunare generală ordinară a acționarului SECE CRAP S.A. din data de 27.2.2023, la hotărârile prevăzute la punctul 1, 2 și 3 ale ordinei de zi comunicată prin adresa SECE CRAP S.A. numărul 1346 din 27.2.2023. Articolul 2. În cazul în care nu vor fi întrunite condițiile de convorum pentru ședința adunării generale ordinare a acționarilor din data de 27, valabilitatea mandatului prevăzut la articolul 1 din prezență se extinde pentru ședința din data de 28.2.2023, menționând votul favorabil. Aici trebuie să propunem o... Dacă nu permite, nu mai e de-aia. Poftiți, domnul. Cu privire la proiectul respectiv, în primul rând, aș vrea să spun că când are loc o ședință la CRAP sau tot felul de chestii astea, deci noi vorbim doar de mâniști. Adică cetățenii din Comuna Tamaș observ că nu sunt protejați deloc. Persoana care va fi desemnată ca să reprezinte interesele cetățenilor Comunei Tamaș ar trebui să fie o persoană integră și care chiar se gândește că avem prețuri mari la canal, avem prețuri mari la apă, nu avem apă potabilă, adică cineva care chiar se duce acolo și nu bate câmpii că vine deja cu dedicație, că acolo se încalcă deja principiul egalității, că să voteze pentru. Nu, domnilor, noi Consiliul Local delegăm o persoană, propunem o persoană pentru a merge acolo și a apăra interesele cetățenilor Comunei Tamaș. Nu se duce cu dedicație. Pentru că altfel ședința aceea nu este statutară. În concluzie, propun ca delegat în ședința respectivă, din partea Consiliului Local, domnul viceprimar să reprezinte interesele comune și să nu se ducă să voteze cum îi se cere, ci să se gândească, sufletește la prețul la apă, la canal, la oamenii care suferă Comuna Tamaș și să se zbată să avem apă potabilă. Mulțumesc! Mai avem și alte propuneri? Mai avem alte propuneri? Supunem la vot ca domnul Geață să facă parte din să reprezinte comuna. Cine este pentru? Se abține cineva? Contra cum? Împotriva nu. Nu, împotriva. Ce facem cu proiectul ăsta la altă altă? Deci trecem la diverse. Da. Nu vă mai gândiți cu baia, cum mai e? Deci cine se înscrie la diverse? Dacă permite, domnul președinte. Dacă permite, se poate și din cartul cu băiatul. Bun. La diverse, dacă mai e cineva, domnul Ploua. Așa, și la diverse avem doi invitați afară, care așteaptă să intre. Cu mare plăcere, putea să vină mai departe. Cu mare plăcere. Invitația aici, veniți doamnelor, cine sunteți? Luați loc, aveți locurile. Thank you.
Deci, de la diverse. Dar nu m-am putut să-ți rog acolo, știu cine a intrat. Nu, bine. Chimuș Cătălina. Chimuș. Care nu sunt Cătălina. Chimuș Cătălina și doamna? Aude, Daniela. Aude, Daniela. Luați loc acolo și o să vă... Domnul Videne e să-mi uiește, da? Da. Da. Doamna. 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 La diverse cinepe sau poate după mai interviu. Îi dă cuvântul domnului Toba la diverse. Mulțumesc, domnul președinte. Am discutat ieri Fucarul cu doamna Timaru despre problema pe care a ridicat-o cu câteva luni în urmă, când a venit aici și ne-a semnalat problema cu toaleta. Încă o dată constat aceleași minciuni. Aceleași păcălele, doar de dragul, primarul doar vrea să facă permanență pe funcție. Stânsul vrea 200 de milioane pe lună și ne minte și pe noi, cu nerușinare, dar minte și cetățenii din Comuna Tamaș, pentru că îi duce în eroare. Am vorbit în noiembrie, decembrie, numai un pic. Cu privire la toaleta, era și dumneavoastră ședință, când doamna Timaru a stat aici. Toaleta de aici la grădiniță. Noi suntem aproape în martie și nu s-a luat. Eu am recomandat atunci că trebuia noi, Consiliul Local, să fi fost mai hotărâți. Și dădeam o hotărâre de Consiliul Local, prin care obligam primarul. Primarul trebuie doar să execute ce spune Consiliul Local. Intra pe SEAP, făcea o achiziție, aloca în banii respectiv, achiziționa o toaletă din aceea ecologică și reparam situația cu niște copii pe care noi toată iarna, se plângea toamna, primarul, despre bolile pe care le sufereau copiii respectiv și dă primarul aici, m-au și din păcănezi și asta, că vrea în continuare sute de milioane, sute de milioane, dăm miliarde. Nu-i dă nimeni miliarde. Anul acesta, eu cred că consilierii sunt cu inteligență și de înțelepți, să fim foarte atenți la banii care iese, pentru că banii noi îi alocăm. Dacă se fură și se cheltuie aiurea, noi suntem vinovați. Aici, consilierii au cap. Domnul Doma, vă rog să vedeți. Eu aș putea să vă răspund. Deci, am luat la cunoștință. Deci, toaleta, vă rog frumos, cât mai repede pe vă rog, v-am ascultat, da? Am luat la cunoștință. Am făcut raportul, este aprobat de primar, nu am buget. Veniți cu proiectul Consiliul Local? Este aprobat de primar, aștept buget. Aia e dispoziție, da. Vi l-am arătat. Vi l-am arătat, e făcut, e datat, e înregistrat. În momentul când o să primesc buget, fac toaleta. Imediat îl cuprinde domnul Bufor, notați, îl cuprindem în buget. Pe 2023, cheltuiala respectivă, investiția respectivă o cuprindem la buget. Domnul secretar, domnul Bucur. Pentru că domnul Bucur a menționat ieri. Pentru că dumneavoastră iată v-ați înrâs un om în mână. Pentru că dați ordine. Doar nu știți publicitatea. Pentru că noi la Comisia Juridică dumnealui a asemănat să niște abrația respectivă. Dați ordine, mă zi local, dar sunteți... Nu sunt recomandări, domnul. Domnul Avarbar. Am o întrebare. Spune. Vreau să știu cine este președintele Comisiei de Învățământ din cadrul... Doamna Moise. Doamna Moise, lângă dumneavoastră. Română. Doamna consilier. Avem la furnicari un învățător care are o vârstă apreciabilă și nu-i contez valoarea diplomului învățător. Peste aproximativ 15 ani, când copiii din Furnicari vor împlini vârsta de 23 de ani, conform Constituției României, va avea dreptul să fie aleși și să voteze. Credeți că un profesor care depășește 70 de ani, și dumneavoastră aveți o vârstă apreciată, credeți că ați fost în inspecții, ați verificat dacă acei copii știu să citească în clasa a 4-a? Că nu ține ori. Nu intri. Domnule, sunteți președinte, mai am niște întrebări. Deci nu trebuie să-mi răspundeți, doamna mea, să aveți orice. Am și pentru domnul secretar o întrebare, am și pentru domnul consilier vedenii, pentru că tocmai a plecat întrebarea, poate fi pusă. Deci nu e nicio problemă, el va răspunde cum va putea, deci când va vorbi.
oportunitățile în cadrul UAT Tamaș înseamnă, în primul rând, administrare, domnilor. Administrație locală înseamnă să întorci bugetul, că vorbim de buget, să întorci o grămăjoară de bani înapoi cetățenilor. Atunci faci administrație. Exact. Așa e firesc. Administrație înseamnă ca dumneavoastră, care aveți informații, problemele lumii se adună aici, da? Și găsiți oportunitatea să găsiți cetățenii comunei Tamaș care să și ia bani înapoi. Adică să nu externăm servicii. Am externat apa și canalul și vorbim de CRAB ca de cea mai mare instituție. La Ministerul Ministerului Apelor, noi, o instalație funcțională, perfectă, nouă. Nouă măuță. O facem cadou unei instituții CRAB a vechilor conducte ce s-o spart prin Bacău ăsta și a problemelor lor și cu prețul lor. Noi plătim la nivelul prețului lor un serviciu. Externăm un serviciu. Acum avem o altă oportunitate. E cheltuiala oamenilor, spuneți. Mulțumesc. Amin. Avem o altă oportunitate. Gestionarea câinilor din comuna ta. Băi, oameni buni, a venit o minune peste noi. O minune că putem crea, de asta sunteți aici, să creați, să luați dispoziții, să puneți un om, doi, trei, fără calificări, fără școli multe, care nu trebuie să știi să citești, să se ocupe de asta. Pentru domnul Vedelin vrea să-l întrebe, vacile, oile, animalele din comuna Tamaș erau pe o listă. Toată ziua a fost o listă. Reprezentantul DSB-ului trebuie să vaccineze găini, aviar, de vulpi și de-alea cu șuvaie de capul nostru câte nu mai sunt, da? De ce câinii nu mai sunt pe o listă? De ce gospodarii comunei Tamaș, că vă dați mari de gospodari din numai? Spune-mi așa, domnilor, trebuie să ai un lanț și o cușcă și dorința de a ține un animal. Că fată 10 pui nu e treaba noastră. Mai sunt înregistrate animale în comuna Tamaș, cine se ocupă de asta? Aveți o oportunitate de a cheltui niște bani. Banii oamenilor, să-i dați înapoi la oameni, ca să aibă de unde să vă dea oamenii bani. Nu creați valoare. Scopul vostru aici e... Nu știu, cine poate să judece? A cui este? Ce, de ce ați venit aici? Domnul Valare, cu privire la câine, că s-a dezvăluit proiectul. A venit o firmă. Înființați voi acea firmă. Faceți o societate non-profit. Bă, oprește, nu voi. Nu am zis eu. Mai am o întrebare pentru dacă îmi permiteți, domnul consilier. Nu avem dialog. Nu v-am adresat nicio întrebare. Domnul secretar, site-ul primăriei este plătit din bugetul local. Domnul primar, poate. Dacă intrăm pe site-ul primăriei în acest moment, dumneavoastră, dacă aveți atribuția asta, să faceți prezent online situația comunitară. Oamenii sunt dornici de informații. Transparență decizională. Eu vă apreciez cariera extraordinară pe care o aveți. Un om care se închină în fața steagului României, care îi se prezintă onor, care nu se poate bucura de o pensioară, vine în comuna Tamaș ca secretar. Încă aveți forță și puteți dovedi. Încă vă apreciez că v-ați întors ca să reluați această ședință. De ce nu avem informațiile toate? De ce nu avem deciziile primare? Primarul va da o grămadă de salarii viceprimarului care a fost suspendat în condiții suspecte. Sunt o grămadă de clocotește informațiile cu primarul. Domnilor, de ce ne ascundeți? Ce? De ce ne ascundeți? De ce trebuie să venim să vă facem o cerere pentru a afla anumite aspecte? De ce trebuie să vin eu cu o cerere să mă expun? Pentru că dumneavoastră reprezentați o forță. Pentru că ajungem la chestii personale. Domnul Bucur, nu mă va insulta, eu vorbesc la ta. Am respect pentru ultimul om din comuna Tamaș. Nu-i zic pe poreclă, că îl ridic la rang de rege. Nu, îi zic pe nume. Îmi cer scuze dacă am fost rău. Și vă rog să mă iertați. Da, eu vă pot răspunde la întrebare. Mulțumesc mult. Deci, în permanență am această grijă să postăm pe site-ul primăriei și la fișier
toate dispozițiile de schimbat hotărârii de Consiliul Local. Am început să postăm chiar și proiectele din urmă. Așa. Există posibilitatea să mai fie ceva rechiziții și chestii de adus la zi. Dar să vă informez oficial, împreună cu domnul consilier al primarului, lucrăm la treaba asta în permanență. Deci chiar dacă există ceva, e posibil să fie la zi, deci vă asigur că lucrăm la treaba și în câteva zile vom ajunge cu toate actele oficiale pe site. Domnule secretar, suntem la prima întâlnire și eu sunt sigur că există doar de bine. Da. Mulțumesc! Dacă mai avem de cineva. Invitați. Așa. Bun, acum avem doi invitați, două doamne care noi le cam știm doleanțele. V-aș ruga să... Da, bună ziua! Și vreau să vă spun că domnul Frâncu, deci o mutea pe poarta mică, poarta mare lângă fântână. Deci problema mare e că s-a făcut un proiect care... Cum s-a făcut? Deci am înțeles că, că noi am spus să se facă altă trăință. Pământul a fost donat din 1953. Lui Abădăn de Florea, pentru a se face fântână, că era în lumea apă din Râmpăr, făcută în fântână așa, că era făcută din, nu mai știu, de Moșnea. Și la fântână au lucrat foarte multă lume, acum domnul vrea să închide tot, până în sală, toarnă și pădețul. O mutat pe porțile de unde au fost, l-au pus lângă fântână. Nu poți să mai credești să iei o găleată de apă, pentru că dă drumul la porți ca să iese cred. Din unde mi-a adus domnul Toma apă? Că am înțeles proiectul a fost făcut de dumneavoastră. Dumneavoastră nu sunteți la noi de Pitamaș, ca să știți situația care este, da? Dumneavoastră vă ridicați și spuneți orice ce porcării. Dar ați făcut proiectul care a fost că pe locul care a fost acolo să se facă, că de ani de zile nu-i de azi, nimeni, da? Pe de ani de zile dumneavoastră a schimbat proiectul care a fost. Avem și marcă. Nu, avem și marcă. Și pe mine aceea, din 80 de ani, care o dat, o venit, era nevoata lui Creciu și o dat declarații. Dumneavoastră, vedeți că vă bate joc de noi. Da, doamna, cu cap. Nu, nu, e ca să ne spune. Nu, dar eu i-am spus că da. Ați încheiat. Nu, mai am discurs, dar... Dar să vă răspundeți, bune. Da. Ca să nu depășim. Mulțumesc. Privire la proiectul la care faceți reședință. Da. Eu am fost o singură dată la deal cu domnul Udrea. Știu. Și ne-am mutat în strat un pic. De ce? Pentru că am discutat cu domnul părinte din Popa Copii. Dumnealui, de aici domnul Udrea poate confirma, a spus că e vorba despre un ghici, că într-adevăr și dumnealui se gândește și este de acord, făcut din marmură. Da, știu, am trimis-o și la... Și dumnealui a rămas ca să identifice o locație. Eu am făcut proiectul respectiv pe legislație. Nu privește cazul dumneavoastră, ci vorbim de legea 120, care face referire la instalarea monumentelor de formă. Ca drept dovadă, astăzi de dimineață, și vă poate confirma plenul ședinței, că proiectul a fost retras de pe ordinea de zi. De ce? Pentru că, într-adevăr, în urma dezbaterilor și în urma dezbaterilor la Comisia Juridică, am luat și în considerare ceea ce spune dumneavoastră. Deci, din punctul meu sau al nostru de vedere, dumneavoastră aveți perfect dreptate. Doar dacă, spre exemplu, astăzi, dacă veneați cu o documentație în care puteam observa și noi cu toții că pământul a fost donat, vedeam perimetrul, vedeam, ei, puteam face opinii vis-a-vis de ce spune dumneavoastră. E posibil? De ce trebuie să vă dată? Declarația? Da, declarația. Dar cum aveți? Și aș vrea să vă dau citire. Eu am dat, având jurist acum am nevoie, deci juristul și-a dat opinie. Da. Și zice clar, la Poliția Comunei Tamar se află în lucru dosarul penal 8638 din 2022, având spre soluționare plângerea penală împotriva numitului Frâncu Costică și Frâncului Luța pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere. Deci noi nu ne putem constitui Consiliul Local, deocamdată nu a fost făcută de noi, e adevărat, e pe domeniul public, rămâne Poliția Bacău, Poliția Comunei să-și dea o soluție și după aceea să vă duceți în instanță,
doamna Avădării, am înțeles că socul, el a investit în acel monument, acea cruce, acea fântână. Deci vreau să trebuie să-l dați în instanță, să cereți despăgubiri. Dar el acum și continuă, domnul Vici, să pun acolo spate, deci până noi, să arătă... Noi am sesizat postul de poliție, deci mai mult noi nu putem face. Noi am sesizat, e un dosar pe rol, urmează, deci nu... Aveți răbdare că... Dar el are voie ca să modi portele mari, acolo, nu are voie. Foarte mici, și foarte mari. Deci, domnul Vici, care vreau să înainte, știi problema care este când e pe Puioara, să iesă, când plouă în Italia, să iese și să inunde casă de pe partea de la vale. Deci, pe partea de la deal, nu este voie să se toarne atâtea poduri, pentru că vine și se înfunde. Am trimis avertisment către domnul Frâncu, da, pentru a desfunda acel pod. Și acum toarnă altul lângă podul de la putere, ca să iese cu mașină. Acolo o să mergem, dar o să merg cu băiatul de la urbanism să vedem. Deci riscul de inundație. Riscul de inundație, dar a fost inundație. Pentru că la mama a spart peretele și apa din casă. Da, amendă, dar amendă nu poți să-i dau. Dar o mutat, s-o apucat, o mutat și piatra aceea care poți de milia. O dată în mână, poți să-i dau la milia. Nu vreau să mă iei. Aș vrea să-i dau la milia. Bine, mulțumim, doamna Dumnezeu. Am înțeles, ați văzut noi, da. Deci ce ține de noi, da, ce a ținut de noi. Am înțeles că tot ce este și tot ce face cu domnul pe baza lui domnul Domn. Pe baza lui, ați văzut că nu este adevărat. Ați văzut că domnul Domn așa are clasă? Ați văzut că domnul Domn așa are clasă? Acolo? Deci el poate să-și facă poartă pe oriunde vrea el. Dar nu poate să toarne betoane. Eu o să mă uit. Era acolo. Astăzi toarnă betoane. Dacă îmi permiteți, domnul președinte. Nu este nimeni. Permiteți? Iar poliții nu. Nu mă uit, doamne Timuș. Într-adevăr, încerc să vin în întrebarea noastră că sunteți îndreptățite, să aveți un răspuns corect din partea Consiliului Local și din partea fiecărui Consiliului Local. Eu o să mă uit pe legislație, pentru că dacă dumneavoastră ați afirmat că e vorba, domnul viceprimar deja, cred că și până la mine a notat, că discută cu domnul de la Cadastru, care este îndreptățit să vină să vadă acolo, în baza documentației respective, dacă există risc, nu știu ce. Iarăși, Consiliul Local nu ia decizii pe vorbe, ia decizii pe argumentul dumneavoastră, ca zic, pe credință, și pe proiecte. Deci eu o să fac tot posibilul să inițiez un proiect. Deci, cu promisiunea. Inițiez un proiect, să descoperim acolo, să facem un studiu de evaluare, să vedem care sunt riscurile de inundații și îl voi prezenta și consiliul. Nu deci eu persoană, vă spuneați prea prea și eu prea că și doamne consiliul pe consiliul. Deci aveți doar încredere. Gata, ce să mai schimbă? Dacă va